invitaților. Vedem în final câteva imagini foarte scurt cu un accident ce a avut loc în capital în urmă cu puțin timp. Această mașină nu a văzut un semn de cedează trecerea. Drept urmare, două autoturisme s-au lovit, patru persoane au ajuns la spital, o victimă a fost încarcerată. Drept urmare, vedeți că a fost și tăiată mașina în bucăți pentru a putea fi scoase vii.